Bună ziua, doamnelor și domnilor, începe esențial. Laura Codruța Kövesi și se întoarce împotriva unuia dintre oamenii ei de bază. Celebrul procuror Portocală, DNA, a cerut redeschiderea unui dosar pe numele lui Mircea Negulescu, acuzat că ar fi obținut prin fals un teren pe care își construiește o vilă. Dosarul fusese închis tot de DNA în vremea în care Portocală era în grațiile Laurei Codruța Kövesi. Așadar, Ana Maria Bujor, iată că DNA-ul a descoperit în sfârșit o acuzație pentru a-l pune sub învinuire pe celebrul Portocală, mai exact un dosar deja închis în trecut. Da, Iona spune că DNA-ul a descoperit o acuzație, ci că DNA-ul schimbă tactica. Pentru că acesta este firul logic al poveștii din punctul meu de vedere și aceasta este cam ideea în situația de față. Pentru că vorbim, iată, de o plângere depusă în 2015 de către o persoană care spunea la momentul respectiv că procurorul Negulescu ar făcut mai multe falsuri și l-a determinat pe primarul comunei, acolo unde și-a făcut terenul, să-l numească pe fiul său, tânărul comunei, astfel încât acesta să primească un teren. Ulterior se pare că ar fi făcut cam același lucru, respectiv a determinat niște oameni să-i aducă materiale de construcții pentru a face, iată, o vilă pe acel teren. Vorbim, cum îți spuneam, de infracțiuni care s-ar fi petrecut în 2015, atunci când au fost sesizate. Iată însă că DNA-ul a închis acel dosar și de-abia 3 ani mai târziu cere redeschiderea DNA-ul. În contextul în care Mircea Negulescu, fost procuror al structurii de elită DNA Ploiești, iată, a ajuns să fie exclus din magistratură. Cam despre acest lucru este vorba, adică este un tot, nu este doar o plângere sau DNA-ul nu încearcă acum să îi redeschidă un dosar lui Mircea Negulescu din punctul meu de vedere, desigur, ci este efectiv o schimbare de tactică. Sau o altă abordare pentru spălarea imaginii Direcției Naționale Anticorupție, grav pătată în urma dezvăluirilor despre grupa de elită sau unitatea de elită de la Ploiești. Mulțumim foarte mult, Ana Maria Bujor.